Expoziția Republica Moldova prezintă va fi organizată în perioada 23-25 iunie în orașul Brașov din România. Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Hare, a afirmat că în premieră în acest an la expoziție va fi organizat și un festival al vinului. Totodată vor avea loc degustări de produse moldovenești și un mic concert al ansamblurilor populare din țara noastră, scrie Realitatea. La Brașov am fost anterior de două ori. La ediția curentă vom avea peste 60 de companii în Piața Sfatului, un loc central unde sunt vizitatori nu doar din România, dar și din alte țări ale lumii. Avem solicitări și din alte județe din România pentru a organiza astfel de evenimente, dar nu reușim să mergem peste tot, pentru că posibilitățile antreprenorilor noștri nu sunt atât de mari, încât să poată meargă săptămânal sau lunar într-o expoziție peste hotare, a precizat Sergiu Hare. Evenimentul de la Brașov este o proiectare a expoziției naționale anuale fabricată în Moldova și o continuare a succesului expozițiilor cu același generic din Iași, Ploiești și Baia Mare, care au determinat orientarea agenților economici nu doar spre piețele în care au avut loc evenimentele, dar în general orientare către un obiectiv comun de a ajunge pe piața europeană. Președintele CCI a adăugat că după fiecare expoziție organizată peste Prut sunt posibile noi parteneriate între oamenii de afaceri din Republica Moldova și cei din România, care ulterior stau la baza lansării de noi livrări a produselor moldovenești pe piața română. Ediția curentă va fi organizată de CCI în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Primăria Municipiului Brașov și Camera de Comerț și Industrie Brașov.